Este ușor să crezi o minciună dacă nu știi toată povestea. Dar te-ai întrebat vreodată cum pot oamenii să creadă unele lucruri care în mod clar nu sunt adevărate? Servus! Sunt Alin pentru Capul și Misiunea Contact. Doresc să vă prezint o afirmație extrem de falsă. Și totuși, mulți o cred. Vă voi relata afirmația, iar apoi vom discuta de ce mulți oameni o pot crede cu o sinceritate absolută. Iată afirmația. Toate religiile sunt în fond adevărate. Iată de ce afirmația e falsă în mod clar. Această afirmație conține realmente mii de contradicții. De pildă, selectează două religii oarecare, ce ar fi islamul și creștinismul. Dacă zici că ambele religii sunt adevărate, atunci afirmi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, creștinism, și că El sigur nu este Fiul lui Dumnezeu, islam. Afirmi că Dumnezeu este Trinitate, creștinism, și că Dumnezeu cu siguranță nu este Trinitate, islam. Afirmi că Noul Testament este cuvântul suveran al lui Dumnezeu, creștinism, și că Noul Testament nu este mesajul suveran al lui Dumnezeu, ci că este o versiune coruptă a învățăturilor adevărate ale lui Iisus, pe care le găsim în Coran, islam. Până aici, doar am survolat în mod superficial diferențele profunde dintre credința islamă și cea creștină. Iar acestea reprezintă doar două religii. Mai mult, islamul și creștinismul sunt mult mai apropiate decât alte religii, cum ar fi islamul și budismul. Așadar, a pretinde că toate religiile sunt în fond adevărate, înseamnă a spune că mii de convingeri religioase esențiale, care se contrazic absolut, sunt cumva toate adevărate în același timp. Ar trebui să fie imposibil să declari în mod sincer că toate religiile sunt în fond adevărate. Și totuși nu e așa. Mulți oameni cred așa ceva în mod sincer. De fapt, unii susțin această idee cu atâtă pasiune, încât atunci când întâlnesc pe cineva care consideră creștinismul ca fiind singura religie care ne prezintă cu exactitate calea mântuirii, ei devin mânioși. Acum, au existat persoane care au încercat să demonstreze că nu e de fapt o contradicție să afirm că toate religiile sunt în fond adevărate. Cel mai faimos dintre acești pluraliști religioși a fost John Hick. Hick a pornit de la premisa că noi realmente nu putem cunoaște nimic despre Dumnezeu. Tot ceea ce putem cunoaște despre Dumnezeu sunt experiențele noastre cu Dumnezeu și nu cum e Dumnezeu în realitate. Prin urmare, potrivit lui Hick, atunci când cineva vorbește despre Dumnezeu, vorbește de fapt doar despre experiențele sale cu Dumnezeu. Astfel, experiența unui musulman cu Dumnezeu poate fi diferită de experiența unui adept al sikhismului cu Dumnezeu. Iar aceasta diferă de experiența unui creștin cu Dumnezeu, care la rândul ei diferă de experiența unui hindus cu Dumnezeu. Chiar dacă experiențele lor vor fi diferite, nu poți fi greșit despre ceea ce experimentezi. Prin urmare, conform lui John Hick, toate religiile sunt în fond adevărate. Dar ele sunt adevărate doar pentru că au de-a face cu experiențe cu Dumnezeu și nu cu Dumnezeu însuși. Problema cu încercarea lui Hick de a demonstra că toate religiile sunt în fond adevărate constă în faptul că ea se bazează de fapt pe o contradicție. Nu poți spune nu pot să cunosc nimic despre Dumnezeu când deja deții anumite cunoștințe despre Dumnezeu, și anume că Dumnezeu există și că El este de necunoscut. Iar dacă întrebi de ce crezi că Dumnezeu este de necunoscut, vei primi diverse răspunsuri. Spre exemplu, vezi, Dumnezeu este de necunoscut pentru că Dumnezeu este atât de transcendent și atât de suprem și atât de nemărginit, de aceea nu putem ști nimic despre Dumnezeu. E bine, atunci se dovedește că știm cel puțin 5 lucruri despre acest Dumnezeu complet de necunoscut. Dumnezeu există, El este transcendent, El este suprem, El este nemărginit și în al cincilea rând, El este complet necunoscut. Din nou, pentru a spune nu pot cunoaște nimic despre Dumnezeu și prin urmare toate învățăturile religioase
sunt de fapt doar învățături despre propriile noastre experiențe și prin urmare toate religiile sunt în fond adevărate, toate acestea se bazează pe încă o contradicție. Dacă Dumnezeu este complet necunoscut, atunci de unde știu acest lucru despre Dumnezeu? Adevărul este că dacă un Dumnezeu există, atunci nu este absolut niciun motiv pentru care să nu putem cunoaște anumite adevăruri despre Dumnezeu. Mai ales dacă Dumnezeu ni s-a descoperit, care este exact ceea ce a făcut Dumnezeu la creație. Romani 1, versetul 20 spune, de la întemeierea lumii, însușirile lui nevăzute, puterea lui veșnică și natura sa divină au fost percepute clar, încă de la întocmirea lumii, fiind înțelese prin creație. Dumnezeu ni s-a revelat prin creație. De asemenea, eu cred că tocmai pentru a ni se descoperi pe sine, Dumnezeu l-a trimis pe Iisus Hristos. Ioan capitolul 1, versetul 18 spune, nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurul născut, El însuși Dumnezeu, Cel care este în sânul Tatălui, El l-a făcut cunoscut. Iar Iisus nu a fost un pluralist religios. Iisus a pretins că El este calea, adevărul și viața. El a declarat, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine, în Ioan 14, versetul 6. Nici urmașii lui Iisus nu au fost pluraliști religioși. Când apostolii lui Iisus au fost persecutați pentru că predicau despre Iisus, Petru a răspuns în Fapte, capitolul 4, versetul 12, în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Nu este învățătura Bibliei că toate religiile sunt în fond adevărate, iar eu am studiat nenumărate religii. Și nu este învățătura islamică că toate religiile ar fi în fond adevărate. Nu este învățătura budismului că toate religiile ar fi în fond adevărate. Chiar și o religie precum Bahai, care încearcă să aducă toate religiile la oaltă, totuși face afirmații de adevăr despre Dumnezeu, despre care ea învață că sunt cu adevărat veritabile. Concepția că toate religiile sunt în fond adevărate implică mii de contradicții. Ba mai mult, ea contrazice tocmai învățăturile religiilor despre care pretinde că sunt în fond adevărate. Atunci cum se face că oameni inteligenți cred că toate religiile sunt adevărate, când acest lucru implică să crezi în mii de contradicții? Iată de ce. Au ajuns să presupună că scopul religiei este să te ajute să răzbești prin această viață. Vrei o căsnicie mai bună? Religia te poate ajuta. Vrei să fii o persoană mai amabilă? Religia te poate ajuta. Vrei semnificații în clipele tale banale? Religia te poate ajuta. Vrei siguranță în călătorie sau vreme bună pentru vacanță? Religia te poate ajuta. Este adevărat că de cele mai multe ori, oamenii caută doar să treacă cu bine prin viață. Viața poate fi plină de stres, de confuzie, de singurătate și de negură. Cu toți putem beneficia de sprijin pentru a răzbate. Este de asemenea adevărat că probabil poți să găsești elemente în oricare religie care te pot ajuta să treci față în diferite moduri. Vei găsi principii morale și procedee pentru reducerea stresului pe tot tărâmul religios. Nu există nicio îndoială dacă creștinismul îi ajută pe oameni să răzbată prin viață. Cu siguranță mă ajută pe mine să răzbesc. Și sunt recunoscător pentru acest lucru. Dar aceasta nu reprezintă tot ceea ce creștinismul este menit să producă. Creștinismul de asemenea ne învață despre cine este Dumnezeu, ce urmează după această viață și cum să ne primim mântuirea. Să presupunem că într-o biserică, predicatorul vorbește doar despre modurile în care creștinismul ne ajută în această viață. Predicatorul nu vorbește de fapt despre rai sau iad, sau despre nevoia mântuirii. Mai degrabă, totul se rezumă la diminuarea stresului, dezvoltarea virtuții și dobândirea succesului personal. Însă, dacă scopul religiei este doar să ne ajute să trecem prin această viață, atunci nu fac acest lucru toate religiile, într-un fel sau altul? Când o biserică se concentrează numai asupra unei vieți mai bune aici și acum, acea biserică pune eneoriașii în pericolul de a îmbrățișa una din cele mai izbitoare contradicții născocite vreodată, și anume
că toate religiile ar fi în fond adevărate. Pentru a gândi corect și biblic, să ne ridicăm ochii mai presus de această viață, atât de efemeră și nesigură. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, scrie Pavel în Coloseni 3, versetul 1, căutați lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Amin.